Ce faceți bă nebunilor? Bine v-am găsit la un nou episod de teorii din Brawl Stars. Bineînțeles, înainte de a începe, nu uitați să spulberați acel buton de like, să vă abonați, activ un clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce ce postez și de asemenea să lăsați și un follow pe Insta. Așadar, fără alte cuvinte, luați-vă popcornul și să-i dăm drumul. După cum știm, în acest joc totul se rezumă la un singur plan malefic, mai exact Star Parkul, În time loop-ul din Star Park 8 ore pe zi oamenii dorm, iar sufletele lor sunt transpuse în brawleri Însă e un anume lucru care pare să scârție mai exact, e vorba de variantele umane ale brawlerilor. Ideea e că în Star park din lumea reală există anumiți oameni care seamănă foarte mult cu brawlerii. Cred că toți ați observat lucrul ăsta, dar e o întrebare care mă macină legată de brawlerii care nu sunt oameni mai exact. Oare sufletul lor provine din lumea reală? După cum bine știți, am vorbit puțin despre asta și în ultimul clip, dar acum aș vrea să dezbat ceva mai profund acest subiect. Deci, în înregistrările de la starcraft din lumea virtuală, Spike și 8-Bit prind viață cu ajutorul gemurilor, care, după cum am explicat, sunt sursa de putere a brawlerilor, acestea făcând și hypercharge-urile să fie posibile, practic dorințele brawlerilor și personalitatea lor adevărată iese la iveală atunci când gemurile îi acaparează. Dar asta am văzut în cazul brawlerilor oameni. În cazul celor care nu sunt oameni însă e cu totul altceva. Cu alte cuvinte, nu e vorba de cineva simplu care devine puternic ci de ceva care devine cineva. Aici, relatându-mă la viața lui Spike și Abit. Nu mi se pare că sufletele lor provin din lumea reală, ci efectiv mi se pare că au luat naștere în lumea virtuală cu ajutorul gemurilor. Deci, acum întrebarea e următoarea. Brawlerii ce nu sunt oameni, nu există nici cum în lumea reală? Adică ce cred eu e că ei s-au născut în lumea virtuală, în mare parte cu ajutorul gemurilor. Haideți să luăm de exemplu pe 8 -bit. Atunci când un gem a fost așezat pe capul său de către Dynamite, el era o simplă mașinărie, dar imediat după pare că a prins viață. Totuși, aici intervine încă o teorie, mai exact faptul că gemurile ar conține într-un fel sufletele oamenilor din Star park din lumea reală și că atunci când intră în contact cu un obiect, unul din suflete puse de obiectul respectiv, deși sincer să fiu nu prea sunt sigur, fiindcă ar destul de mult. Dar că tot veni vorba de 8-bit, mai de mult în 2020 a fost descoperit un minigame secret în legătură cu el. Mai exact, dând click de câteva ori pe acesta, puteai intra în minigame respectiv. Acolo existau diverse levele, dar cel care e cu adevărat important e cel în care tu ești 8 normal și te lupți cu o versiune întunecată de-a sa, iar după ce o învingi, aflăm că am intrat adânc în memoria lui 8 care s-a distrus. Dar în același timp s-a eliberat de ceva anume. 8-bit a fost o vreme controlat de cineva. Versiunea sa malefică din momentele când era controlat afișându-se în minigame sub forma acelui Dark 8-bit. Acest lucru ne demonstrează că 8-bit nu era nimic mai mult decât o mașinărie. Iar skinurile Virus 8-bit și Antivirus 8-bit am putea spune că fac referință la corupția acestuia. Pur și simplu mecanismul său pare să fie însăși personalitatea lui, nu un suflet, ceea ce concluzionează că el, pur și simplu, nu e posedat de nimeni, ci e doar un robot a cărei personalitate a fost dată de gemuri. Iar odată ce versiunea malefică a lui 8 -bit este învinsă de adevăratul 8 să zic așa, acesta are control de plin asupra propriului corp, nemai fiind corupt de nimeni. 8-bit e foarte special, întrucât poate să simtă emoțiile și chiar să-i peste în anumite condiții, ceea ce mă face să cred că gemurile scot adevăratele idei și gânduri ale brolărilor, oamenii în care se află sufletele din lumea reală, dar pot crea și personalități pentru diverse obiecte sau eventual plante cum ar fi Spike, care în cazul său, el a fost o plantă vie, dar fără personalitate. Ei bine, gemurile i-au dat acesteia o personalitate unică, atât cât și Abid nu își au originea în lumea reală, ci în cea virtuală, personalitățile lor luând naștere acolo. Însă atunci când Abid devine cel pe care îl știm, e extrem de agresiv, ceea ce corelează cu momentul când era controlat, când sistemul său era oarecum corupt. Însă, coruperea sistemului său mă gândesc ar corela cu puterea gemurilor, iar eliminând această putere din el, sau mai bine zis, reducând-o, 8-bit își păstrează personalitatea unică de robot cu emoții, dar totodată gândurile sale de distrugere totală dispar. Pur și simplu, abilitatea unui brawler e dată de puterea gemurilor, iar energia hypercharge-ului e dată de puterea excesivă a gemurilor care face ca brawlerii să înnebunească oarecum, devenind agresivi și cu mințile pierdute sau privind totul dintr-o altă perspectivă avem un star real și unul virtual, lumea reală și lumea virtuală, sufletele reale și sufletele virtuale brawlerii care nu sunt oameni au luat naștere în lumea virtuală după cum bine vedem dar totuși există și variante de ale brawlerilor care nu sunt oameni în lumea reală, de exemplu un simplu cactus în cazul lui sau un robot chiar ne în cazul lui Buddy. Și există multe alte exemple. Dar privind aceste variante în lumea reală, e clar că ele nu sunt nimic mai mult decât niște lucruri lipsite de personalitate. Așa că în cap am următoarea teorie. Odată ce în lumea virtuală au apărut caractere precum Spike sau 8 ele au luat naștere și în Star din numerală, Practic, cel care deține Star și are acest plan malefic încercând să le aducă și pe acestea la viață, dar prin alte remedii. Un lucru ce trebuie menționat e că gemurile există și în lumea reală. Noi știind asta datorat faptului că la un moment dat, prezentatorul de la StarCraft ajunge într-o mine cu gemuri părând să înnebunească. Asta însemnând că probabil au exact aceleași proprietăți ca în lumea virtuală. Iar dacă e adevărat, atunci mă gândesc că cel ce deține planul malefic vrea să le folosească pentru a aduce obiecte din lumea reală la viață. Exact cum s-a întâmplat și în lumea virtuală. Până la urmă, acea lume e mai mult un experiment, unul în care mintea prizonierilor de la Star Park e antrenată pentru ceva urma și în care iau naștere diferite creaturi care în viitor vor exista și numele lor. Ca o paranteză, în Star Park-ul real există o femeie cu dinți ascustiți exact ca cei al lui Colet, ceea ce poate însemna că transformările în brawler au început și că mintea sufletelor din brawler e destul de antrenată pentru ceea ce vor întâmpina în lumea reală. Oricum, concluzia e că gemurile pur și simplu sunt unelte prin care sufletele de la Star Park își capătă puterile, asta în ambele lumi, adică cea virtuală și cea reală, ele putând și să dea viață obiectelor, acestea deblocându-și propria personalitate fără a fi posedate. Deci, eu sper că v-a plăcut acest episod, iar dacă a fost așa și mai vreți tipul de genul, nu uitați să spulberați acel buton de like, să vă abonați, activând clopoțelul pentru a fi la cu tot ce postez, follow pe Insta sau de Discord, în descriere. Aștept părerea în comentarii despre ceea ce am discutat aici. Eu am fost Slimer, ne mai auzim.